ce bine este acum, că eu m-am trezit ca un om normal. Adică uitați-vă puțin, ieri eram pe un raft, nu vă vine să credeți. Adică mie nu vine să cred cum ieri eram să fiu mâncat de rechin. Deci mâncat la propriu de rechin, aproape eram mâncat de rechin, pentru că Darius Fiele și cu Alex s-au gândit ei să mă înscrie la un concurs, dar nu mai contează asta. Ceea ce contează este că eu am ajuns acasă, sunt bine și păcat. Da, ce ziceam, ca de fiecare dată. Deci Darius mă spionează cu asta de invizibilitate. Bă, Darius, stai puțin, unde ești? Ești tu pe aici, Darius, pentru că fii atent, Darius, dacă încă ești pe aici, am să spun ceva. Deci eu am să spun ceva, Darius, pentru că tu mă enervezi cu chestia asta. Vreau să nu vreau să mai ai asta. Pă, bui, la modul cel serios, o să-ți arunc asta, o să arunc la gunoi, nu știu, o să arunc în mare, o să arunc direct la rechini, pentru că tu mai duci la rechini. Darius, da, ok, deci nu mă mai interesează. Bă, Darius, sper că nu te-ai dus jos, adică sper că mai auzi tu pe mine, bă, Darius, adică la modul cel mai serios, mi se pare normal. Darius, ești aici, mă, bă, Darius, Darius. Ah, da, Darius, nici pe aici nu ești ok, mă, Darius. Ce vrei, ce vrei? Unde ești, mă, arată-te, mă, Darius, că deja mă enervez cu asta de invizibilitate. Chiar ne... Mamă, bă, Rafale, aici eram, mă, ce ai? Ce ai? Aici eram. Mă jucam, bă, mă jucam. Unde te jucai, mă? Mie mi s-a stricat calculatorul. Nu știu ce are, bă, o să-l duc la reparat. Da, pe bine, stai puțin, cred că ești tu de ce s-a stricat, Darius, pentru că tu m-ai dus ieri pe un raft cu rechin, Darius, în mijlocul oceanului, unde eram plin de rechin. Cred că taia, Darius, nu e așa? Ah, păi nu știu, bă, Rafale, dar ce vrei, bă, Rafale, ce vrei? Cum adică ce vreau? Adică ce să vreau? Dar, bă, dar ce căutai, mă, tu aici? Mă, dar să le fii atent, ia stai puțin, tu erai în camera secretă de gaming, da? Păi da, bă, Rafale, și fii atent, bă, Rafale, tu mă jucam și m-am gândit, dacă tu vine agentul la fraier, dacă tu vine agentul la fraier... Stai puțin, ce agent? Bă, Rafale, agentul la care mă conta cu pictura, bă, ăla, urâtul ăla, fraierul ăla. A, și tu te-ai gândit să te ascunzi, bă, vezi că e o idee bună, dacă să mai pleci tu, dar să le, că nu știu de unde ai luat tu elicopterul ăla atunci, dar să le, chiar n-am nicio idee, dar fii atent, bă, dar să le, a, îl bat acum, nu, deci tu, bă, dar să le, dacă tu ești așa bătuși, de ce nu te bați, mă, cu el? Atât chiar, bă, ai, bă! Nu, fără violență, fără violență. Era vorba așa, dar să le, dacă te atacă, dacă nu știu ce, adică mă gândeam, bă, dar să le, cred că n-ar trebui să fie frică dacă știi să te bați, nu? Da, bă, Da, mănânci iar burger. Bă, fii atent, Darius, că mi-a venit o idee. Tot erai tu aici și fii atent. Știi că ți-am făcut eu asta cu camera secretă aici, Darius, când am construit camera, mai știi? Da, știu. Am înțeles, bă, Darius, știi, dar nu te mai dăm cu cap așa că te lovești pe tine, Darius, adică pe bune, bine. Adică faci ce vrei, mă, că e viața ta până la urmă, deci fii atent, Darius. Rafa, da, eu ce să fac, flotări, ce să fac, flotări? Da, Darius, mă, nu mai flotări, nu știi să faci. Hai, fii atent, Darius, deci că avem chestia asta aici, Darius, vreau să facem în felul următor. Pentru că ți-am făcut ție, acum mi-a venit ideea să-i facem și fanei nebune și lui Alice, bă, Darius, ce părere ai? Da, chiar, bă, Rafale, hai, mergem să cumpărăm. Hai să cumpărăm, bă, rapid, hai. Ce să cumpărăm, bă, Darius, să cumpărăm, bă, ce fac, mă, ce fac, mă. A, foarte amuzant, Darius, poți să... Așa, gata, Darius, deci fii atent. Acum, mă, stai puțin, deci fii atent, dar cum facem să nu ne vadă, Darius? Păi nu știu, bă, Rafale, asta este problema ta. Hai că, da, mersi, Darius, ok, am înțeles. Bă, Darius, eu mă duc singur, adică nu te mai aștept pe tine, mă duc să cumpăr eu materiale. Hai, bă, Rafale, hai, bă, hai, urcă. Mă, tu deja erai afară, mă, gata, hai să mergem, bă, Darius, deci fii atent, hai să mergem la mall, trebuie să-l... Uite, Ali, ce faci tu cumva, ne urmărești pe geam? Veniți la ușă. Stai, că nu s-aude, dar are dreptate, băbule, nu prea s-aude, sincer. Mă, Alice, am și eu, avem și noi o întrebare. Ce faci tu acolo la geam? Eu stăteam și mă uitam la priveliștea de afară. A, la priveliștea de afară, ok. Și ai ceva de făcut astăzi? Stai pe acasă, Alice, cumva, toată ziua? Da, cam stau acasă toată ziua. Dar vină puțin, bă, nu-i spune, mă, tu ce-i spui aici? Ce vrei să-i spui? Alice, da, ce este? Alice, vrei să cunoști pe bunica mea? Ce? Vrei să cunoști pe copila mea? Ăsta, pe bunica mea? Mă, ce, mă, dar să le gata, mă, cu porcările astea, hai să merg. Alice, da. Bă, cine e femeia asta? S-a pus aici în fața casei. O fi mama lui Alice? Nu știu, bă, Rafael. Alice, vine, mă, tali, zi, uite, a venit mama mea. Mai pleacă de aici. Mă, nu, dar să le hai să plecăm deja. Nu știu ce se mai întâmplă, bă, dar să le, fii atent, deja nu mai, bă, dar să le, bă, fii atent, dar să le, fii atent cum o să facem, dar să mă bași pe mine. Ok, am înțeles, bine, mersi. Bă, dar să le, hai să ne gândim ce trebuie să cumpărăm. Deci noi trebuie să cumpărăm scaunul, uite-l pe ăsta, mov, bă, dar să potrivește că așa e pentru ea, cum ar fi, dar bine, astea nu sunt pentru ea, dar se află acolo la ea în cameră. Deci aici avem și niște boxe, bă, dar să le, trebuie să luăm două boxe, trebuie să luăm un scaun. Bă, dar ce laptop, faine, bă, Rafale, uite, spai laptopul ăsta. Vrei să luăm laptop sau vrei să luăm calculator, Darius? Calculator, ia, mamă, bă, ce
am și console și toate astea, ce calculator? Bă, fii atent, eu mă gândeam, vină după mine. Deci fii atent. Bă, ce? Bă, Tarusele, iar bași mama G din astea, mă, du-te, mă, de aici. Deci fii atent. Nu, fii atent. Eu mă gândeam să luăm scaunul ăla de acolo, Kikumov, și ăsta, că parcă se potrivește așa, arată mișto și practic e pentru fată, după părerea mea. Adică, bă, tu deja l-ai. Bă, Tarusele, te rog și eu ceva. Poți să nu mai faci tu magii din astea și să mergem, adică magiile astea poți să le faci și tu la tine acasă, bă, Tarusele. Bă, taci din gură, hai. Bine, Tarusele, stai că mă duc acum să plătesc. Bă, dar ia și două boxe, Tarusele, și mă duc eu să vorbesc acolo, Deci fii atentă, noi o să cumpărăm un calculator, două boxe și Ia, bă, da, tu, bine, mă, Tarusele, bravo, mă. Hai să mergem acolo. Dar când ai băgat asta aici? De ce ai băgat-o înăuntru? Lasă băraful, hai rapid. În fine, hai că n-a zis nimeni nimic, asta e tot ce contează. Acum trebuie să mergem, bă, Tarusele, și să vedem cum trebuie să facem, Tarusele. Fii atent, trebuie să facem cum ți-am făcut și ție. Și am eu niște blocuri acasă, Tarusele, pe care putem să le facem. Deci fii atent, Tarusele. Trebuie să facem blocurile alea invizibile, blocurile alea, Tarusele, pentru că altfel n-avem cum să vedem. Bă, Tarusele, poți să spui și mie ce căutăm la restaurantul ăsta fake, diner fake? Bă, lasă băraful. Bă, nu e fake, bă, e real. Bă, ce faci, bă? Domnișoară frumoasă, deci vreau să cumpăr și eu așa Ok, acum am plecat, lasă că las, bă, Tarusele, aici să comand el singur, mă duc eu acasă cu mașina lui, foarte frumos, să vine el pe jos. Bă, ce mai vrei, Tarusele? Hai odată că nu mai avem timp. Gata, bă, mi-a luat, hai, urcă. Bă, Tarusele, fii atent, știu eu acolo la ea în cameră, deci am ajuns aici și am eu niște materiale pe care deja le-am pregătit, Tarusele, am dat comandă de ele, fii atent, blocurile alea invizibile. Știu că ea are un carpet, are un covor ceva mai negru, mai spre gri, deci fii atent, hai că ți le arăt aici, că nu știu dacă știi, le-am pus undeva aici, Tarusele, și fii atent. Știu că ea are două, Tarusele, vino mă că le-am luat, bă, ce mai faci, mă, acolo, Tarusele, fii atent, uite, îți dau astea pentru că vreau ca tu să le pui, de fapt, nu, stai, că prima oară trebuie să le fac aici, Tarusele, trebuie să le fac, eu le-am dat comandă, dar acum trebuie să le facem foarte frumos, de gost, gata, mamă, bă, ce am găsit, ia să pun pe cap, așa, nu fă bine, bă, Rafa, oare de ce nu vezi bine, în fine, nu mai înte, bă, Tarusele, bă, Tarusele, fii atent, hai să facem planul de aici, că știi că ea mai stă pe la geam și mie, că nu, că e iar pe la geam și n-avem cum să facem planul acolo la ea, pentru că o să ne vadă, deci fii atent cum o să facem. Pe tine o să te vede, că pe mine nu mă vede. Bă, da, și alea din picioare nu ți le vede, Tarusele, adică tu nu vezi ce ți-ai pus în picioare, îți vede papu, așa, bravo, bă, bă, da, arată-te, Tarusele, că nu, bă, fii atent, Tarusele, trebuie să facem mai interesant, nu trebuie să faci asta cu ascunzișul, că să facem ce, fii atent, că aveam eu idee, Tarusele, să facem ceva mai amuzant să fie, Tarusele, și mai greu. Trebuie să facem în felul următor, deci eu o să-ți dau astea, Tarusele, ea are două carpete lipsă, sper să nu-și dea seama că s-a mai pus două de astea, și într-o parte trebuie să punem acest acacia plank. Cu acesta, Tarusele, trebuie să-l punem foarte frumos pe ăsta de glow. Deci ăsta e de ghost, Tarusele, deci doar printr-o singură locație se poate intra și tu pui astea peste acolo, o să fie frumos, să fie simetric. Deci fii atent, Tarusele, eu trebuie să-l țin de vorbă pe Alice, că altfel n-avem cum să facem. Adică eu zic să fie mai frumos așa, decât să folosești alea de invizibilitate. Ar fi mai frumos așa, eu țin de vorbă și tu faci acolo camera, bine? Bă, Rafa, dar fii atent, eu să folosesc magia mea când tu vorbești cu ea, ok? Ce magie să folosesc? Bă, Tarusele, păi nu folosești, bă, că asta e chestia, Tarusele, ăsta e scopul, ca să facem așa să fie mai interesant, Tarusele, să fie mai greu pentru noi. Rafa, o să mergi doar tu, Rafa, o să mergi doar tu, nu și eu, o să mergi doar tu, hai. Păi, dar Tarusele, păi și după care mai e farmecul? Adică eu vorbesc așa și tu faci acolo, ea nu o să-și dea seama, care mai e farmecul după? Păi, bă, intru pe friș, bă, Rafa, eu intru pe friș. Mă, dar să nu-ți mai dau la pe bune, hai să facem mai frumos, te rog eu, okay, Tarusele, promiți? Hai, da, uite, promis așa, uite, bine, promis. Gata, promite, da, și-mi dai cupunul, Tarusele, la modul cel mai serios, hai să mergem așa, Tarusele, uite-te puțin aici, Tarusele. Alice, ce faci, Alice, hello lady, hello. Mă, Alice, putem să intrăm în casă la tine, te rugăm? Bă, păi pare că am suspect, dar ok, intrați. Ok, mulțumim, mă, Alice, fii atentă, am ce... Bă, unde-a dispărut ăsta? Mă, Tarusele, iar îți face ăla cu... Alice, stai puțin, mă. Hai, intrați. Tarusele, am ceva de vorbit cu tine, stai puțin, Alice, stai puțin. Alice, poți să mă aștepți, te rog eu, aici la tine, în cameră, în partea asta? Eu zic că ar fi mai bine să mă aștepți aici, ok. Nu m-ați văzut, bă, chiar nu, Tarusele, vino repede afară, fii atent, am pus acolo în cameră special, bravo că ai făcut treaba asta ca să stau să vorbesc cu tine acum, Tarusele, deci am pus acolo în cameră pentru că vino să-ți arăt unde o să facem toată treaba, vino mai repede, bă, deci fii atent, aici vezi astea două lipsă, aici într-o parte vreau să pui ghost block-ul pe care putem să intrăm și aici să pui astea peste, Tarusele, și aici o să fie camera fix sub ăsta lei, pentru că aici aș petrece timpul ăsta de machiaje și la calculator,
Gata, mă duc acum, gata, mă duc. Alice, ce faci? Ce faci, Alice? Cum ești? Ce ai făcut astăzi? Bă, păi, eu n-am făcut mai nimic astăzi. Ce ai făcut? A, ce am făcut? Am fost cu Darusel să facem niște cumpărături de casă, că aveam nevoie de cumpărături, sincer, și da, cam atât. N-avem nimic mai special, dar tu de ce să te ai așa la geam la noi? Eu ți-am zis. Ți-am zis, mă, că priveam și aici priveliștea. A, priveai priveliștea. Ok, am înțeles, mă, la modul cel mai serios. Ok, ok. Altceva, mai ceva de spus? Nu, practic, nu. Bă, ce se aude, bă? Ce am apel în casă? Ce se aude? Nu se aude nimic, Alice. Ce, ai vedeni? Ce se aude? Adică, ce se aude? Bă, eu aud ceva. Dă-te, te rog, și verifică, că nu mai pot. Bine, stai aici. Mamă, bă, Darusele, mamă, ce fac? Darusel, fii atent, bă. Nu, ai grijă, bă, că se aude rău de tot și suspectează ceva. A zis, bă, ce se aude, Darusele, tu nu te auzi așa, că faci așa gălăgie pe aici? Bă, nu l-a fost așa, să fac schema mea așa. Așa, bravo, da, mai ușor, bă, Darusele, mai ușor, că se aude, dar pune și tu lumină pe acolo, pune toate chestiile acum, alea, să înțeleg. Așa, gata. Bă, dar cred că ar trebui să o faci puțin mai mare, dar în fine nu contează. Ok. Mă, Alice, fii atentă că, mă, Alice, ce te uiți la lemnul ăsta? Mă, uitam, bă, că pare că am suspect așa, e mai maro prin părți și alb în mijloc, nu știu ce-o pățit. A, pe, așa e bușteanul, pentru că e partea aia de buștean, adică e tu, în fine, nu mai contează. Bă, Alice, fii atentă, am descoperit ce se auzea. Ce se auzea? Am ceva prin casă? Nu, sunt niște oameni acolo care lucrează acolo la aia de la pescărie, e pescăria asta pe lângă, e și restaurantul și se interferează toate chestiile astea, se aude aici, adică nu e de la tine, nu e nicio problemă la tine pe aici prin casă, de ce? Bine, gata, am înțeles. Hai la mine în cameră. La tine în cameră? Bine, hai la tine în cameră. Vino pe aici, așa. Fii atentă, stai puțin. Poți să mă duc și eu până la baie jos? Ok, ai înțeles? Am nevoie până la baie. Ok, am nevoie până. Mă duc. Bă, Darusel, bă. Mamă! Ce? Bă, ce ai făcut mă așa de mare, bă? Stai, bă, hai. Dar nu trebuie. Bă, Darusel, bă, e prea mare, bă. Mai pune așa că după n-avem cum să spionăm, să vedem acolo deasupra, dar nu, spune, dure... bă, taci din gură. Mă, păi o să avem foarte mult de urcat până sus, dar Darusele, și obosim, bă, dar stai puțin. Iar folosești contalea. Da, bă, Rafa, da. Așa, mă, Darusele, gata, fă-o acolo, bă, că era prea mare așa, dar fii atent, bă, Darusele, trebuie să pui carpetele alea, că dacă cade aici când vine în partea asta, dacă cade așa. A, pe stai, bă, stai, bă. Hai că mă duc înapoi. Rafa. Ce mai vrei? Zi repede, încet. Da, pune tu, Rafa. Bine, gata, le pun eu așa, perfect. Ok. Acum să mă duc la Alice. Alice, gata, am venit. De ce m-ai chemat aici? Ce vrei, să mă joc pe calculator sau ce vrei să facem? Bă, păi, Marica, am venit să-ți arăt camera mea. A, păi, da, știu camera ta. Păi bine, mai privești odată. Da, mai primesc odată. Și ce să privesc aici? Ce? E ceva nou în casa asta sau în camera? Mă, Alex, bă, m-am și pe mine seama, adică te-ai pus aici la calculator și nu mai zici nimic. Ok, deci tu m-ai chemat aici, stai și eu știu la calculator. Am înțeles, bravo, wow, cât de tare. Hai că plec de aici din cameră. Bă, e bine că s-a pus la calculator și asta înseamnă că grăbim procesul. Hai să mă duc acum repede la Darusel. Mamă, dar s-a pus astea pe aici, trebuie să sap așa frumos și să nu-și dea seama Alice de treaba aia. Bă, arată mai bine, bă, Darusel, arată mai bine, dar trebuie să pui și lumină pe aici, Darusel. Bă, taci, bă, Rafa, taci. Bă, deci bă, gata, bă, fii atent, Darusel. Am ceva să spun. Deci fii atent, Darusel. Hai urcă sus, că Alice nu e pa. Mă, ce faci mai aici? Așa. Dă-te, bă, Rafa, taci din gură. Bă, Darusel, vreau să vorbesc ceva. Bă, de ce pui, bă, lavă? Bă, Darusel, bă, după vrei să ia foc astea pe aici? Nu, bă, Rafa. Eu nu pun lavă, eu nu pun lavă. Ah, ok, am înțeles. În fine, nu mai. Vreau să zic ceva, Thanos, mai zic. E, Darusel, pec de aici, ok, hai să pună. Păi, da, trebuia să urci sus, bă, Darusel, că e întuneric aici și nu prea să vede. Urcă sus, că Alice nu mai e pe aici. Asta e treaba. Vino repede să zic. Hai, bă, Darusel, că te aștept. Urcă mai repede. Ce tu faci acolo, bă, Darusel? Bă, Rafa, da, a plecat. Mă, nu e aici. Urcă mai repede. Fii atent, Darusel, că asta vreau să zic. Deci fii atent, Darusel, cum este faza? Tu poți să faci liniștit aici, pentru că Alice m-a chemat la ea în cameră și după ce m-a chemat s-a pus la calculator și a stat acolo și la calculator. Practic tu poți să faci aici asta. Bă, nu te duc, că mai știi de tine, nu mai știi de tine. De ce te duci? Mă duc să fac rapid. Da, foarte, foarte bine. Deci mamă, deci planul iese perfect. Facem camera asta și după ce să facem camera asta, vreau să o spionăm. Treaba aia este în felul următor. Rafa, s-a băgat pe furnă, bă, chapter, nu, cu mapa, nu știai? Știam, dar Darusel, că s-a băgat pe furnă chapter, nu, am făcut și episodul pe canalul secundar, dar Darusel, am un canal secundar, Rafael Grâmă, și am făcut episod acolo, de ce, nu știai? A, bă, da, bă, eu acum m-am uit, acum sunt pauză și mă uit. În ce pauză? Mă, la ce tu ești, mă, Darusel, ai făcut camera sau ce ai făcut aici? Bă, iar ai pus lavă, bă, de ce ai pus lavă, ai zis că nu pui lavă. Să arate frumos!
frumos, bă, să arate frumos. Da, bine, bine. Hai, dar să ai fără aici repede, dar să că nu mai avem timp, bă, dar să le, dar trebuie să pui și tu ceva pe aici, că după ia foc, poate ia foc astea. Nu știu, adică nu ți se pare că simți așa o căldură aici prea mare? E, bă, lasă, bă, Rafale, lasă, lasă. Bine, bine. Hai că mă duc înapoi la Alex să vedem ce face, dar să le pun carpetul aici și nu mai pot să mai urc. Acum, bă, în sfârșit merge totul perfect. Merge totul strună și treaba stă în felul următor. Data viitoare, deci data viitoare, ziua următoare, vreau să-i facem lui Alex foarte, foarte frumos aici, ca și cum noi o spionăm. Bine, să stea, să spionăm în casă, dar din câte mi-aduc eu aminte, parcă se vede mai mult. Poate să deși deasupra și a fi foarte, foarte bine, dar să sperăm că merge totul strună, merge totul perfect și că nu o să avem probleme, că Alex nu o să vină aici pentru că e totul perfect. Acum Alex, să mă duc acum repede la ea în cameră, să vedem ce mai facem, mă, Alex. Mă, Alex, mă bagi pe mine în seamă sau? Da, ce vrei, hai, zi mai rapid. Da, ce, adică mai chema la tine în cameră ca să ce, să te pui pe calculator și după să nu mai vorbești cu mine, nu? Păi da, gata, poți să pleci. A, ok, plec. Și unde să plec? Poți să te duci la tine acasă, nu știu, face vrei. A, bine, mersi, mersi. Mamă, deci e totul perfect, e totul perfect, deci totul merge bine, merge bine. Acum să le aștept pe Darusele, poate l-ajut. Ba, Darusele, fii atent, Darusele. Am și eu o treabă să spun, Darusele, vrei să te ajut pe aici, că adică Alice, Alice, că stă pe calculator, nu face nimic. Nu, bă, Rafa, lasă-mă că fac singur, hai, plec acasă, plec acasă. Bine, plec acasă, hai că plec acasă, bă, cum să plec mă acasă? Bine, hai, mă, hai, de fapt plec acasă, Darusele, și eu să spun carpetul ăsta, dai ce și nu o să mai cum să scap, Darusele, ora să rămâi aici, toată ziua, Darusele, aici rămâi, Darusele, nu-ți mai dau drumul, aia, fă tu acolo și poate, bă, gata, mă, gata, bă, dar de ce stii pe așa, vrei după, Darusele, cum vrei să mai facem noi tu, dar, tu te dai, bă, carpeta, carpeta, ce faci, unde-i Darusele, m-a strigat, unde-i? Darusele, te-a strigat, nu te-a strigat, Darusele, am vorbit cu el la telefon, adică voia să te strige prin telefon și am zis, bă, Darusele, nu te aude, că e plecată. Alice, Alice, ce faci, Alice, vreau să zic, Alice, mă, te-ai și, mă, ăsta, Darusele, ce faci, mă? Alice, vreau să zic, că vreau să dau de asta muzică, uite, ia un studiu de muzică și ascultă muzică. Ia, ia, a, bine, hai că mă duc în cameră să-l pun. Bravo, mă, Darusele, acum ai făcut, bravo, deci eu pot să plec acasă, bă, Darusele, vezi că ai luat tu carpetul, să-l pui tu la loc, Darusele, că o să vadă chestia asta aici și poate cade în ea, așa, bravo, bravo, acolo să rămâi, Darusele, nu mai ești, acum mă duc liniștit acasă pentru că Alex o să-și pună muzică și nu mai are treabă cu mine, o să revin mai târziu, mă, ce s-a, bă, deci a dat muzica cam tare, sincer, adică, bă, Alice, hai că nu mă aude de muzică, trebuie să urc repede la ea în cameră, mamă, ce se întâmplă, bă, ce faci, mă, oprește-mă muzica asta, Alice, bă, știi cum s-aude, bă, Darusele, sperii toți vecinii aici, ăsta, Darusele, doamne, Alice, sperii toți vecinii cu muzica asta, ce ți-a dat, Darusele, să asculti așa de tare? Păi, nu știu, așa mi-a dat el, eu doar ascult, gata, poți să pleci. Bine, dar nu mai da, te rog, nu mai da volumul ăla la maxim, că mă surzești, pe bune, bine, oricum e bine, pentru că Darusele o să fie acolo, o să facă toate chestiile foarte, foarte frumos. Acum mă duc acasă și o să revin mai pe seară când termină Darusele. Bine, sper să nu se facă seară, că dacă se face seară, o să am prea mult așteptat și nu prea e bine, că n-am ce să fac acasă, sincer, dar o să mă joc pe calculator și văd ce mai fac. Mamă, deci s-a făcut și noapte și Darusele încă n-a terminat, mă, nu știu ce se întâmplă, adică a rămas aici, nu trebuie să mă duc, dar stați puțin să văd unde o fi Alice, mă, să văd, sper, cred că e tot aici, mă, Alice, ce faci aici în cameră, ce, iar să te la geam? Stai puțin, tu să te la geam aici ca să mă urmărești pe mine cum veneam spre casă la tine? Poate, de ce? Ok, nimic, pune-te să te joci, hai, lasă, voiam să vin la tine să văd ce mai faci, dar aia, am văzut ce faci, acum plec. E foarte perfect pentru că Alice e acolo și acum trebuie să merg la Darusele să văd, bă, ce tu faci, mă, stai aici, mă, ce... Ia-te, bă, Rafale, îți place cum am făcut, bă, Rafa, îți place? Darusele, am și o întrebare, de unde sunt acum, mă, trei, bă, Darusele, stai puțin că parcă era doar ăsta, restul de unde ai făcut rost de ele? E, Rafale, lasă, bă, că am schemele mele, am schemele mele. Ai schemele tale, am înțeles, Darusele, în fine, da, bă, deci... Bă, Rafa, stai, uite, care este răspunsul corect, ia zi, care este răspunsul corect? 1 plus 1 egal 11, 1 plus 1 egal 6 sau 1 plus 1 egal 3? 1 plus 1 egal cu... Bă, Darusele, ți se pare că ăsta e vreun răspuns corect aici? Nu, fii atent, Darusele, trebuie să scrie oamenii în comentarii acum care e răspunsul corect, adică... Bă, Darusele, nu e niciunul, tu îți bagi joc. Ce, bă, Rafale, bă? A, bă, Rafale, bă, da, bă, Rafa, unul dintre ele este corect, unul dintre ele este corect, ok? Da, Darusele, pe bune, la cât de corect e, Darusele, fii sincer, cum ai făcut tu treaba asta, Darusele, așa ar trebui să mă dau așa cu capul de pereți, Darusele, de pământ, de peste tot, Darusele, la cât de prost ești. Bă, Darusele, fii atent, hai să mergem acasă, că Alice era tot la ea în cameră, am terminat asta și fii atent, Darusele, data viitoare, bă, unde pleci, mă, fii atent, data viitoare, Darusele, data viitoare vreau să facem în felul următor, vreau să o spionăm, cum te-am spionat eu pe tine, atunci, mai știi, nu? Da, bă, Rafa, fii atent, acum, dacă tot plecăm, eu vreau să plec cu Alice, ok? Eu vreau să plec, să mă duc la ea.
Bine, gata, princuiește ca de fiecare dată, logic, dar stai, bă, așteaptă, mă, să opresc ăsta așa, gata, așteaptă. Hai, intră. Stai, fii atent, am eu o idee, dar să le știi cum îi facem prank-ul acesta. Mă duc eu să o bag în seama așa și după vii tu, ai înțeles, ok. Alice, ce faci aici? Ce faci, Alice? Uite-te puțin în partea aia, în stânga, am văzut ceva foarte mișto. Da, n-am înțeles nimic, adică, bă, ce faci? Am înțeles, a zis că casa e a noastră. Bă, e casa noastră, yeeey! Mă, dar Sule, tu ai nebunit? Da! Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.